Aveți, lasă sunetul de original, avem și imagini din Pescara, din Italia, oameni buni, zone întregi lovite ca de meteoriți. Comentariul pe care îl fac cetățenii care au filmat aceste imagini este relevant. Ploaie de meteoriți, bucăți de piatră, nu mai este vorba aici de grindină. Uitați-vă în apa din spate, loviturile sunt ca și cum proiectile, gloanțe, ar intra în apele râului. Iată cum arată plaja. Priviți imagini care nu au nevoie aproape de niciun comentariu. Imagini din zona de litoral, iată în curțile oamenilor. În curtea unor oameni din Italia. Bucățele de piatră sunt cât pumni, bucățele de grindină. Tu ai văzut vreodată așa ceva în România? Așa mare? Da, da. Dar pe suprafețe foarte mici și înguste. Bun. Caută-te din imaginile din știrea din Grecia, caută imaginile de pe terasă, vreau să vedeți ce anume s-a întâmplat pe o terasă în vecinătate, foarte aproape, iată, acestea sunt imagini, sunt pregătite, foarte aproape de terasa al cărui acoperiș a ucis mama și copilul din România, băiețel de 8 ani, împreună cu mămica lui. Peste 120 de kilometri pe oră vântul, bucățile de gheață, repet, cât pumnul. Localnicii au declarat presei grecești și presei străine că nu au văzut în viața lor așa ceva. Proiectilele au făcut zob mașinile turiștilor și localnicilor. Pietrele au trecut prin ferestrele Velux, atenție, ferestre care în principiu sunt garantate la mare impact cu grindina, nu a contat. Velux-urile au fost ciuruite ca de proiectile, ca de meteoriți. Deganola, panic imediat. O să, pe fondul acestor imagini și n-am de ce să-i provoc pe cei doi invitați ai mei la comentarii, pentru că niciunul dintre ei, chiar dacă Adi este agricultor, el ar mai putea lega câteva idei. Dar nu asemenea Cristi, dezastru. Mai puțin, așa ceva ai văzut vreodată? Nu asemenea dezastru. Cum? Nu, niciodată. Ai trăit vreodată așa ceva? Nu. Tu ai văzut în viața ta, Cristi, că pe unde am dat așa ceva? O singură dată am văzut ceva similar și întâmplător chiar în România, dar câțiva ani. Problema e că asemenea fenomene extreme devin din ce în ce mai dese. Nu sunt o excepție din când în când în anumite locuri. Deja se întâmplă prea des în prea multe locuri din apropierea noastră. Ne aducem aminte de acum câteva săptămâni, poate să fi fost două luni, de acel uragan de aici, din Câmpia Brăganului. Adică nu putem să mai spunem că nu există schimbări climatice, că protecția mediului e doar un moft. Lucrurile astea deja le trăim aici, acasă la noi, la doi pași de noi, pe litoralul grecesc. Și deja pe agenda publică europeană și sper că din ce în ce mai mult și pe cea din România, protecția mediului nu mai apare ca un moft, ci ca o necesitate. Iar noi ce avem de făcut aici ca țară, în primul rând, este să ne oprim din a ne mai tăia pădurile. Doamne, cât adevăr ai spus, Cristi, cât adevăr. Uitați-vă bine la imaginile pe care vi le prezint acum Teddy, regia. Uitați-vă, pentru că ce spune domnul deputat Zeidler, și o să completeze imediat cu experiența pe care o are și Adi Rădulescu, are o legătură directă cu ce facem noi, cu bătaia de joc pe care o tolerăm în țara asta de 30 de ani, jaful în păduri, vin străinii, vin românii, bagă gatere ilegale, bagă drujba în mod absolut haotic în pădurile țării și o ploaie care acum 20 de ani nu făcea decât să-i bage pe copii în casă, acum ia dealul cu totul și ia casele cu totul și ia copiii cu totul în România. Știți foarte bine de câte ori am văzut imagini la televizor cu localități întregi duse la vale doar pentru că pădurile care le protejau nu mai există. Bună ziua, domnul Sandu! Bună ziua, domnul Barbu! Vă mulțumesc foarte mult, stimați telespectatori, unul dintre cei mai valoroși meteorologi pe care i-are România, domnul Ion Sandu, fost director al INMH-ului, este la telefon. Cum comentați
ceea ce acum se vede pe ecran, domnule Sandu? Nu pot comenta decât în următorul mod. Fenomenele meteo vor fi și mai extreme decât vedem acum pe ecran și spunem de mult timp acest lucru. Doi, atâta timp cât lumea va sta pe terasă când se dau coduri roșii, vom avea victime. Până când nu o să se înțeleagă că în momentul în care se dă o avertizare, cod portocaliu roșu de furtuni, nu vom ajunge să ne ascundem, să ne protejăm cum fac cei din America când se anunță tornade, vom avea pierderi omenești. A treia observație care o fac este următoarea. Ar trebui să insistați pe ideea pentru care ați început discuția și ca un jurnalist de investigație, așa cum vă cunosc, de mare valoare, să întrebați mai mult decât ați întrebat. S-a ocupat cineva de tonele de lemne care au distrus casele de săptămâna trecută de la Runcu? Este ultimul exemplu. Foarte tare. Vreau să detaliați un pic, pentru că avem și un politician, avem și un lider al fermierilor în platou. E foarte bine ca mesajul dumneavoastră, domnule Sandu, să meargă și în Parlamentul Țării prin intermediul domnului Zeidler, dar și la fermieri prin intermediul lui Adi. Detaliați un pic povestea de la Aruncu și avem și imagini de acolo, tragedia care s-a consumat. Iată, acestea sunt imaginile despre care vorbește domnul Sandu. O tragedie care a lovit în zeci și zeci de familii, agoniseala lor fiind luată de ape sau pusă viața în pericol. Vă ascult. Lucrurile stau în felul următor. Atâta timp cât în România nu există sau lege sau nu se aplică legea, așa vom păți, pentru că vor fi fenomenele și mai dure în viitor. Problema se pune în felul următor. Nu întreabă nimeni când sunt inundații rapide, că de fapt astea sunt marile probleme ale României, de unde sunt tonele de lemne care omoară oameni și care distrug case. Până nu se rezolvă problema asta, nu putem continua. Domnul Sandu, vă salut cu drag. Adrian Rădulescu, sunt, mă bucur să vă aud. Vă salut, domnul Rădulescu. Tăierile ilegale, aici aduc faptul că noi nu vrem sub nicio formă să regularizăm aceste deversări de apă, mai corect aceste albi ale deversărilor de apă, unde am lăsat, după ce am defrișat exact ce spuneați dumneavoastră, toate resturile și toate bucățile care le găsim aici, sau nu mai facem curățenie în pădure și se întâmplă această chestiune, și ceea ce e mai important, sunt locuri, uitați-vă aici ce bolovan și așa mai departe. Ăștia au venit din exact ce spuneați dumneavoastră, de frișările, după deal au fost aduse în albia râului și de acolo îi avem aici unde puteam să avem, Doamne ferește, foarte mulți morți. Am mai văzut aceste imagini și era o doamnă care spunea, dacă n-ar fi fost mașina, ar fi murit în casă cu toți. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Am următorul comentariu. Vă rog. Domnul Rădulescu, hai să presupunem că s-a obținut o aprobare să defrișeze în apropierea caselor de la Runcu și au exploatat. Îi întreabă cineva de ce n-au făcut curat în urma defrișării? Păi nu îi întreabă nimeni. Deci, asta e problema. Exact. Păi da, acum vreau să vă întreb ceva, domnul Sandu. Localnicii aia din Runcu, localnicii din acele sate și comune, unde apele mătură tot cu vieți, cu tot, cu animale, cu agoniseală. Păi îi doare în codă viața lor, a animalilor și de gospodăriile lor, pentru că dacă i-ar durea, să nu vă imaginați, domnule director, că ei nu știu că se taie ilegal în munte. Știu foarte bine. Să nu credeți că ei nu știu că gaterele ilegale ale mafioților sunt în deal de ei. Știu foarte bine și tac. Și atunci, dacă tac și dacă tolerează, aia e. Acolo e blat cu poliția locală, e blat cu primăria, e blat cu prefectura, e blat cu toată lumea, domnul Sandu. Da, nu, lucrurile sunt mai complicate, domnul Barbu. Dar de ce? Am greșit ce am spus? Păi nu, chiar dacă se sesizează, exact. Dacă dumneavoastră arătați la televizor și nu intervine nimeni, degeaba se sesizează omul ăla. Acolo eu sunt de pe
părerea următoare. E sigur că trebuie omul să știe unde se așează casa, să nu există riscuri. Dar până nu se face ordine în defrișarea pădurilor, domnul Rădulescu e acolo și cred că știe la fel de bine ca și mine. Suntem undeva la 26% suprafață împădurită. Până nu se nu crește suprafața împădurită cu 2 milioane de hectare în România, nu reparăm nimic. Stați un pic, domnul director, la telefon. O secundă, domnul Sandu. Domnul deputat, cum puteți face, domnule, că acum nu, dar peste o puțină vreme veți fi majoritari, dreapta majoritară și la guvernare în România. Cum veți face ca ceea ce vă spune un temari experți în meteorologie din România, domnul Sandu, să devină concretețe, să trăim cu ea? Aș mai vrea, înainte să vă răspund, un amănunt. Dacă iei avionul din București, în orice direcție ai lua, cam vezi cum arată... Bun, și dacă vezi ce faci? Dacă vezi ce faci, în primul rând, aici e vorba despre acțiune guvernamentală. Și la prevenție, și la sancționare, și mai ales după ce vezi cum arată, se văd efectiv pătrate, dreptunghiuri, forme regulate de pădure lipsă, adică clar, acolo n-a căzut un copac și... Așa. Acolo clar, s-a defrișat radere la zero. Mai și plantăm? Păi, e o întrebare retorică, cine se va răspunde la ea? Guvernul României, guvernul. Cum? Domnul Barbu, numai puțin. Vă rog. Nu știu dacă Parlamentul poate să facă ceva, dar... Parlamentul poate să voteze o lege prin care să se aloce fonduri, atât. Nu, domne, sunt 5 miliarde de euro prevăzuți pentru România în strategia Uniunii Europene în perioada 2020-2027, da? Măcar partea de cofinanțare, da? Încercați să influențați în sensul de a organiza puțin instituțiile implicate să se ia acești bani de la Uniunea Europeană pentru schimbări climatice, că pentru asta sunt prevăzuți, mediu și energie regenerabilă. 5 miliarde. Dacă nici acum nu se fac împăduriri, perdele de protecție, înseamnă că ne uităm cum trec banii pe lângă noi și nu facem nimic. Domnul Sandu, dacă sunt 5 miliarde de euro disponibili pentru 7 ani doar la acest capitol, vă spun eu, nu vor fi luați aproape deloc. De ce? Că nu se pot fura. Nu poți să-i aduci în țară ca să faci bine poporului, că ai fi un politician tâmpit. Nu există politician sau sunt foarte rari ăia care se bat să aducă bani spre binele poporului. Dacă poți să-i furi bine, dacă nu, să stea în Europa. Așa s-a întâmplat până acum. Semnalul de alarmă trebuie tras de dumneavoastră și dacă or fi politicieni responsabili de aceea. Pot să intervin cu o întrebare retorică și ea. Care minister ar trebui să atragă fondurile? Nu de alta, dar în România avem de fapt două ministeri ale mediului. Stați un pic, stați că m-a provocat domnul deputat, domnul Sandu, stați un pic. Vă spun eu, domnul deputat, cum președintele României și o parte dintre parlamentari ați dat o lege ca să faceți autostradă, suntem singura țară sănătoasă la cap din Europa care dă legi, oameni buni, care dăm legi ca să facem autostrăzi. Așa puteți să faceți, domnul Seidler, USR-ul, partid proaspăt, netrecut prin... De modificare a structurii guvernului. Domne, nu, domne, prin care să obligați guvernul României, cum spune Sandu acum în direct, fostul șef al meteorologiei românești, dați o lege prin care să obligați guvernul să împădurească țara. Și să dați pedepse cumplite. Domnul deputat are perfectă dreptate. Și o să se facă precum autostrada. Ascultă-mă de ce ar trebui printr-o lege să se stabilească prin lege structura guvernului, indiferent de cine vine. Bă, frate, care cum se schimbă? Mai fac trei ministere, mai fac cinci ministere. Legea nu mai poate fi anulată, indiferent ce guvern vine. Păi exact, ce asta trebuie? Anual 60.000 de hectare pusă, reîmpădurit. Din ce dăm bani publici, nu știu. Structura de organizare a guvernului, bine, nu cu 30 de ministere, nu cu 15. Toate guvernele de până acum au tolerat hoția din pădure. Da, mă, dar hai greu. Să nu mai tolerăm. Nu știu, mă. Bine, domnul Sandu, vreau să vă întreb așa. Okay. Se întâmplă ceva în Europa, se întâmplă ceva pe planetă. Am văzut imagini și uitați-vă acum, astea sunt de la Pescara, din Italia, ce vedeți acum. Bombardament, ploaie de meteoriți în mijlocul orașului, ceva incredibil. Întrebare, se întâmplă climatologic, meteorologic, se întâmplă ceva de care trebuie să ne alarmăm? Da, se întâmplă că în fiecare an crește temperatura medie globală. În câteva sute de ani se topesc calotele glaciare și până atunci vor fi atât de intense încât ce vedem acum o să semne jucării.
Bine, vă mulțumesc mult, domnule Sandu, și așa cum am convenit, oameni buni, o să aveți o surpriză plăcută imediat ce se întoarce din mica vacanță în care pleacă domnul Sandu. A acceptat să fie invitatul acestei emisiuni și să discutăm despre ce ne așteaptă în România, pentru că aseară, cine s-a uitat la televizor, și bănuiesc că v-ați uitat toți, ba la B1, ba la alte televiziuni, bă, băiete, a ajuns zăpada la 60 de centimetri strat. 60! O luau cu lama și se făcea de 1,5 metri. Unde? În România. Când? Aseară. Aseară. Repet, în iulie, zone întregi din România acoperite de zăpadă. Nu spun de știrea că pe Transfăgărășan are 4 cm, că acolo e Transfăgărășanul, e mă... Bă, da, sunt zone în care, în mod normal, stătea lumea la plaje, dădea drumul la grătare. E, aseară, știrile erau așa, 60 de centimetri, 70, 1 metru zăpada. În Pescara, uitați-vă ce e în curțile oamenilor acum pe ecran, vă arată Teddy. Bolovan de gheață care rup în două casele oamenilor. Au trecut deja prin mașini, au trecut prin geamurile de pe acoperișuri, au rupt acoperișurile în două. În Grecia ați văzut, a fost măturat un sfert din litoralul de la Marea Egee de un fenomen meteo absolut incredibil pentru oamenii. E, asta este, frate, ce ne așteaptă. Asta e. Și după aia o să vedeți știri. Breaking news. Temperatura la universitate, vin fătucile alea care se plimbă cu microfonul până oraș și pun o bucățică de gheață aici la fântână la universitate și vă arată în 3 minute că s-a topit gheața sau în 30 de secunde. Da? Sărut mâna, doamna climatolog. Bună ziua. Vă mulțumesc că sunteți alături de invitații mei și de telespectatorii emisiunii noastre. Vă întreb direct, imaginile acestea ce înseamnă pentru un expert în climatologie? Sunt imagini de impact emoțional deosebit, climatolog sau om obișnuit, adică fenomenul în sine îl putem explica, îl putem pune în cifre, dar dincolo de cifre sunt oamenii și impactul nu poate fi exprimat numai în cifre. Care este înțelepciunea cu care trebuie să rămânem după intervenția noastră? Ce anume generează astfel de lucruri și ce anume, vorba, înainte l-am avut pe domnul Sandu, ce anume trebuie să știm să facem, pentru că domnul Sandu ne-a spus un lucru dramatic și corect. Bă, dacă stați la terasă când meteorologii, climatologii, mă rog, experții țării tale ți-au dat cod roșu într-o zonă și tu stai să filmezi, Dumnezeu să o odihnească. I-a murit copil de 8 ani și a murit și ea, femeia româncă de acolo. Au murit soț, soție, cehi, au murit doi ruși, doi turiști. Adică nu a plecat femeia de pe terasă până n-a căzut acoperișul terasei din Grecia peste ea și peste copil. Da, din păcate e vorba și de felul în care reacționezi la informațiile pe care le primești. Și e un context mai larg aici. Vă ascult. Da, deci spuneam că deja prognozele și cele cu anticipare imediată și cele pe câteva zile pot să dea informații destul de bune. Dar, din păcate, încă mor oameni. Nu e tot una să ai, din punct de vedere științific, informația și să o transmiți și informația, într-adevăr, să fie asimilată și să prevină morțile, să prevină dezastre de tipul ăsta. E o legătură care încă trebuie lucrată. Trebuie să ne apropiem mai mult de oameni. Oamenii trebuie să se apropie mai mult de specialiști. Înainte de a intra în direct și cu asta vă mulțumesc pentru intervenție, am văzut o știre, cred că la Buble, la știri pe surse, dacă nu mă înșel, am văzut o știre precum că un ciclon, nu știu de ce intensitate, nu știu de ce natură, s-ar apropia de România. Știți ceva? Că eu m-am uitat pe hărțile alea dinamice, pe hărțile alea online și, cum se cheamă, în timp real și n-am văzut nimic periculos. Se formează ciclon în Mediterana, deși sezonul lor activ n-ar cam fi acum. Dar se mai pot forma. Însă, astfel de cicloni vin cu o intensitate destul de mare. Până să ajungă la noi, e adevărat că trec peste Grecia, trec uneori pe lângă noi, dar dacă ajung deasupra Mării Negre, se pot realimenta, se pot reintensifica. Trebuie să urmărim ultimele informații, pentru că astfel de cicloni se pare că se formează în Marea Mediterană și ar putea avea o traiectorie spre Marea Neagră, dar încă o dată trebuie urmărite toate prognozele și inclusiv cele cu atenționări și avertizări imediate. Ultima întrebare, îmi cer scuze, am uitat, nu a fost cea anterioară, ci asta. De ce, deci e normal, adică nu că e normal, e clar că nu, dar
De ce a nins atât de mult și strat atât de gros în zone atât de ample la început, la jumătatea lui iulie aproape? Am avut acest transport de aer foarte rece pe dinamica atmosferei, care a tras aer foarte rece dinspre nord prin formațiunile acestea ciclonice, fie cele care vin din Atlantic, fie cele care vin din Mediterana. Cele din Mediterana uneori formându-se tocmai pentru că ajunge aerul tras de acești cicloni atlantici deasupra Mediteranei și acolo contrastul termic e mare și se formează ciclonii respectivi. Vă mulțumesc mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea cu o veste excepțională. Doamne, ce mă bucur că pot să dau și scoate imaginile astea dramatice, că n-au nicio legătură. O veste excepțională. Dăm pe unul. Apasă pe unul, domnul regizor. Pe unul! Așa, mă, pe unul. Ăsta e unul, mă? Ai de capul nostru. Simona Halep este în finală pentru prima dată în istorie. Știu eu în sufletul meu că așa e. Cine va juca în finală? Cum? Cu cine va juca în finală? Bă, cred că va juca cu Serena Williams, dacă vrei părerea mea, pentru că în cealaltă semifinală, din ce știu, joacă Serena Williams cu, cred, o cehoaică, cred. Nu, n-am garanția. Dar cred, la ce am văzut anul ăsta, Serena Williams, deși dar este... Dar e rândul ei să o bată pe Serena, asta e. Deși, repet, Serena Williams, știți toți, este deja dincolo de ce înseamnă maturitatea sportivă. Este o tenismenă care a scris, scrie și probabil că va mai scrie istorie. Serena Williams este mamă. Serena Williams, am văzut un meci de dublu cu Andy Murray. Bă, fabulos! Serena Williams, un dublu britano-american, britanic și american, Serena Williams și Andy Murray, Sir Andy Murray, un scoțian înnobilat de regina Angliei, l-a transformat în Sir. Un meci de dublu absolut. Iată imagini cu Svitolina Halep. Bravo, bă, Teddy, bravo, bă, băiete. Ne cerem scuze, mulțumim Eurosport că ne permite să folosim și noi câteva zeci de secunde din acest meci istoric pentru România. De ce? Oai, frate, este după foarte, foarte mulți ani. Iată momentul în care îi mulțumește lui Bunuțu, ca de obicei, după fiecare victorie Simona mulțumește cu ochii la cer lui Bunuțu. Svitolina cea învinsă. Repet, este un moment istoric pentru că prima oară fata asta merge la Wimbledon într-o finală și am aproape garanția că o va câștiga. Cristi, cum comentezi? Ești jucător de tenis? Nu, am făcut tenis când eram undeva prin clasele 1-4, dar cam acolo m-am oprit. Felicitări Simonei, e un... Și sper să aibă forța aceea pe care de multe ori... de care avem nevoie, hai să spunem așa. În finală, de a se lupta până la ultima... Eu am detestat, Cristi, ca să fiu sincer, am detestat pe toți gazetarii ăștia penibili în funte cu nu-i dau numele, că este un isteric și n-are sens să mă isterizez și eu și el. Care e pe la voi, pe la B.O.? Simona noastră, fetele noastre! Bă, terminați-mă, bă, că nu e a voastră, bă! Simona nu e a României, mă, băieți! Simona este o machedoancă, o armâncă de toată isprava, dintr-o familie care a muncit familia aia și au cotizat în tenisul românesc, da, și mondial. Da, mă, noastră. Dacă nu era, nu e a ta, mă. Nu e, mă, trebuiați-mă cu prostie, nu e a ta. Bă, e românca noastră. Bă, lasă-mă. E românca de-a noastră. Eu vreau să-i mulțumesc public lui Hagi. Așa-i spă Gheorghe Hagi. Ei, Hagi, vreau să vă spun că atunci când asta mică era mică, și mai mică decât e acum, are 27 de ani acum, Hagi a ajutat familia Halep ca Simona să poată să facă tenis de performanță. Puțin spun, deși mulți știu cât a muncit familia lui Halep, Tasu, Măsa și toată lumea și cât a ajutat-o, că armânii, macedonii între ei se ajută, nu sunt ca românii. No! Macedonii între ei, macedonii și țiganii, se ajută ca dracii arei și bravo lor, etnii puternice. Românii unde își prind, acolo își dau un cap. Și noi ne ajutăm, ne dăm în cap. Ne dăm în cap, bravo, corect. Ei, eu vreau să fac un act reparatoriu în emisiunea mea modestă, să spun că Gheorghe Hagi, când fata asta era mică și nu asta ca să-i Svitolina, mare jucătoare ucrainiancă asta, mare jucătoare și ea. Dar când Simona era mică, Hagi se ducea și dădea bănuți. Hagi a susținut-o moral. Aseară la, sau altă seară la Digi, la o televiziune de sport foarte tare, Hagi spunea că e trup și suflet alături de ea și că se va duce în finală. Da, mă, Gică, îți spun eu, ai avut dreptate. Ai avut dreptate, s-a dus în finală. Mă bucur că împreună cu Cristi și cu Adi am fost martori și că Teddy ne-a putut da, mulțumim Eurosport, sper să nu ne dea în judecată că am folosit și noi puține zeci de secunde de la ei, cu drepturile lor de autor, din această finală fabuloasă, istorică. Mulțumesc mult, haideți să revenim, intrăm pe făgașul ăla... Un singur comentariu. Te rog, Cristi.
și dacă va câștiga finala și dacă nu va câștiga finala, sper să nu văd politicieni alături de sper să reușească politicienii de data asta să se abțină. Nu, hai să spun ceva. Singurul care mie mi-a plăcut și ce a făcut și a fost lângă ea la Fed Cup a fost Boc. L-am sunat pe Emil Boc, eu nu am prieteșug mare cu Emil Boc. Din motive pe care nu are sens să le comentăm. Nici domnia sa cu mine, nici eu cu domnia sa. Dar, după meciul de Fed Cup, în care Simona a fost briliant înainte de finala cu Franța, pe care am pierdut-o aiurea în tramvai, dar mă rog, în semifinale, cred că cu Cehia, dacă mi-aduc aminte bine, frățioare, Boc și aia de la Cluj, o gașcă de vreo câteva sute de clujeni, s-au suit la autocare și au mers cu echipa la meci, bravo lor! Bravo, bă, că e primar, că nu e primar, că e lider PNL, că nu mă interesează. Boc era la toba mare, dacă vă aduceți aminte. Boc dădea în toba mare până avea bășici. Eu aveam un prieten și am, nu că avea, dar aveam un prieten în galerie acolo. Și spunea, bă, Barbule, ăla îmi spune ca Adi Rădulescu, nu spune Tudor Neam. Nu mi-a spus Rădulescu niciodată, bă, Tudor, îmi spune, bă, Barbule. Bă, Barbule, are bășici la degete. Bă, zic, faci mișto de mine. Nu, mă, atât a dat în tobă că Boc are bășici. Bravo, mă. Deci aici mă despart de tine dacă îl consider politician pe Boc. Dar tu, dacă sau Barna, dacă, sau Iohannis, dacă ați fi la meci cu toba mare în galerie la Halep, crede-mă, Cristi, că te-aș aprecia. Hai, da. Băi, bravo lui! Una e una, alta e alta. Eu spuneam, eu am înțeles ce ai spus. Sper că atunci când vine imaginea slinoasă, când vine de, bravo, în aeroport și bravo. Dacă o să sărbătorim, sper să o putem sărbători de aeroport până în centrul Bucureștiului, sper politicienii să stea pe margine. Îi mai dăm o cheie de oraș ceva? Tot un politician? Da. Sau? Sper că bine, haideți să ne întoarcem, haideți să ne întoarcem la ale noastre. Încă o dată felicitări Simonei Halep. O să vedem finala cu tot dragul și cu tot sufletul, pentru că este o finală istorică. Prima oară Simona Halep, fost numărul 1 și viitor numărul 1, credeți-mă, are toate șansele să revină pe locul întâi mondial. Joacă finala, cred eu, nu am nicio informație, nu știu dacă s-a jucat meciul. Acum se joacă. Acum joacă Serena Williams cu cine joacă Teddy? Uite-te și... Cu Strikova. Și câte scoruri? Nu știe câte scoruri acum. Facem comentarii în direct și nebun. Dar nu vrei să dăm și imagini, să preluăm Eurosport, să ne bagi ăștia în pușcărie cu tot cu televiziune, ești nebun la cap. Încă o dată mulțumesc Eurosport, nu ne dați în judecată, nu faceți plângeri la CNA. E un moment istoric pentru noi, pentru România. Simona Halep în finală la Wimbledon. Domnule, vreau să vă arăt două, să comentez cu Cristi și cu Adi, două situații cu doi primari fabuloși. Unul are patru pensii speciale. Bă, patru. Nu una, nu două, nu trei, patru. Cum îi găsiți? Preferații mei ăștia cu pensii speciale. Vă-ți arăt imediat, arată știrea. În locul Simonei Halep, care nu merită această înlocuire, sincer, nu merită ce fac acum, nici eu, niște de sacrilegiu ce facem. Să înlocuim imaginele dintr-o semifinală pe care a câștigat-o Halep. Și asta. Priviți aici, cu dedicație pentru Cristi, din Cetățeanu. Comisarul Pungro zice așa, fii atent, record mondial, Cristi. Acest primar PSD primește salariu, pensie, pensie specială de parlamentar și pensie specială de primar. Deci, repet, are salariu, are pensie, că e și pensionar, ești pensionar, angajat, pensie specială de primar și pensie specială de deputat. Super! Acum e, stimațele spectatori. E abrogabil. A? E abrogabil. Abrogabil, bun. Așa e ce crezi. Eu nu cred. Dați-mi voie să nu-l cred pe domnul deputat Saider, pentru că în momentul în care va da față în față cu ăia care cu adevărat vor fi abrogați, o să vadă domnia sa politic ce ecouri are. Dar abia aștept. Abia aștept, da? Și al doilea caz, deci țineți minte, ăsta este, stai așa, de unde e ăsta, mă? Tot ce contează de unde? Nu, mă, de unde? Din Olt, din Olt. Bravo, iată declarația de avere cu cele patru surse de venit, nu contează. Mă, mai avem un primar. Știi cum se numește? Cum îl... Da, știu. Da? Stan. Bulă. Da, domnul Bulă. Așa. E răutăcios. Nu, e prietenul meu. Dar știi pe cine l-am bătut? Cum e prietenul tău? Da, uite, l-am cunoscut. E un primar. Cum te cunoști cu omul? Da. Nu cred. Pe cuvântul meu. Ce lume mică, frate. Cum te cunoști cu el pe bune? Da, mă, da. Păi și nu i-ai spus, băi, e normal. Nu am știu că are patru pensii. De unde să știu? Bă, da. Îi ziceam să-mi dea și mie una. Încep să am probleme și eu mă consider prieten cu tine. Mă întreabă lumea, mă, tu cu Adi ești prieten? Da. Păi dacă tu ești prieten și cum ești cu Bulă, e ceva în regulă, ori cu tine, ori cu noi. Păi de ce, mă, că parlamentar odată cu mine. Problema e cu pensiile speciale. Hai să ne... O lămurim imediat, Cristi, că vreau să-ți arăt încă un exemplu. Da. Normal că USR-ul vine și spune, domnule, o să le tăiem pensiile speciale. Bravo, eu nu cred. Al doilea caz, luați-l pe ăsta. Deci România adevărată este împărțită în două, cel puțin. Domnule, avem un primar care s-a dus la notariat. A făcut o hârtie și a renunțat la pensia specială, considerând că e un furt. Bă, încă o dată, repet. Un primar
din Mehedinți, din Maramureș, dacă nu mă înșel, din Maramureș. Iată-l. Un primar a renunțat la pensia specială prin declarație notarială. Este un furt din buzunarele românilor. Bă, ăștia primari, ăștia doi trăiesc în aceeași țară în același timp. Nu este unul de secol XVIII și unul de secol XXI. Nu. Amândoi primari. E adevărat că ăsta nu e PSD, e PMPist, e al lui Băsescu. Dar ăsta lui Băsescu s-a dus la notar și a zis: "Băi, eu renunț la pensie că e un furt." Ălaltul, prietenul lui Adi Rădulescu, are salariu, pensie, pensie de primar și pensie de deputat. Foarte bine. Îl avem la telefon pe care dintre ei? Domnul Morar, care... Domnul Morar, bună ziua, domnule Morar. Bună ziua. Domnule primar, foarte tare, domnule. V-ați dus la notariat și ați făcut acte că renunțați la indemnizația specială de primar, care e prin lege legală, da? Așa este. Guvernul Dăncilă, doamna Viorica, împreună cu colegii ei din Partidul Social Democrat, au considerat că decizia Curții Constituționale nu trebuie să fie respectată, așa că printr-o ordonanță de guvern au aprobat codul administrativ. Și dacă putem vorbi de câteva aspecte pozitive care sunt reglementate în codul administrativ, s-a acordat și această nerușinare, care, din punctul meu de vedere, înseamnă pensiile speciale pentru aleșii locali. Primar, viceprimar, președinți și vicepreședinți de Consiliile Județene. Am înțeles. Dar eu vreau să vă întreb așa, domn primar, vă rog frumos să fiți un pic atent la întrebare, că nu e simplă, o să vi se pară simplă. Vă rog. Pensiile, nu, indemnizațiile speciale pentru demnitari, sunteți de acord cu ele? Nu. Sunt total dezacord. Atenție mare. Acest... Vă place de Traian Băsescu? Privilegii. Vă place de Traian Băsescu? Consider că este cel mai bun produs politic a societății românești după 90. Știți că a făcut vreo hârtie să renunțe la indemnizația de președinte sau cea de senator sau de deputat? Vorbim de statutul de președinte al României. Păi, dacă statutul de președinte îți dă dreptul la o indemnizație specială, vă întreb de ce nu mai e aia cu suntem egali? Una, doi, dacă a fost senator și a fost senator al țării, n-a fost mandat întreg. Nici deputat n-a fost mandat întreg. Ăsta este argumentul domniei sale, dar dacă avea mandat... Dar nu e cazul. Nu e cazul dacă avea mandat întreg, nu are. Nu primește, dar asta a spus eu, ești atent, nu primește. De acord, dacă avea mandat întreg, primea, domnul primar, una. Și al doilea, ultima întrebare. Eurodeputații i-ați votat? L-ați votat pe Tomac eurodeputat? Absolut, am obținut cel mai bun procent a Partidului Mișcare Populară. Maramureș a fost pe primul loc. Bravo, frate primar. Întrebare, știi că după ce termină mandatul domnul Tomac are pensie specială de la europeni? Dacă vorbim de bugetul Uniunii Europene, putem să avem anumite concesii. Dacă vorbim păi la de banii e, românilor... La aia nu mai e, domnule, nesimțire. Pensiile speciale la europeni nu mai e nesimțire, că și alea tot în banii noștri. Măcar cu atâta să beneficiem și noi de pe urma faptului că suntem membri Uniunii Europene. Adică aleșii noștri. Am înțeles. Rămâneți la telefon. Cum comentați gestul domnului primar, domnul... Bine, acum Cristi ce o să zică? Bă, bravo, ați anticipat ce o să facem noi. Zic, Cristi. În primul rând o să spun că primul proiect de lege pe care l-am inițiat eu, odată devenit deputat, a fost de abrogarea pensiilor, care se numesc frumos indemnizații pentru limită de vârstă, a acestor pensii speciale ale parlamentarilor. Am început cu noi înșine. Sigur, proiectul de lege stă într-un sertar, pentru că domnul Iordache ne-a spus foarte clar, pensiile speciale sunt bune și trebuie să plece. Da, îl felicit pe domnul primar, indiferent de la ce partid este. Scuzați-mi indiscreția, sunteți la vârsta legală a pensionării, undeva în jur? Nu, sunt la al treilea mandat. Așa. Deci, cu alte cuvinte, aș beneficia de maximul prevăzut de lege. Așa este, dar mai trebuie să fiți și la vârsta pensionării. Domnul deputat, nu privesc emisiunea, dar vă întreb. Vă rog. Îmi salutați decizia. Așa este. Dar eu vă sugerez, în calitatea dumneavoastră de deputat, puteți să renunțați la câteva zile din mandat și prevederea legală în ceea ce privește parlamentarii, ați putea
a renunțat la ea. O să o faceți asta. E mai simplu de atât și tocmai de aceea vă și întrebam dacă sunteți în apropierea vârstei pensionării. Chiar dacă am trei mandate de deputat sau oricâte aș fi având, nu sunt eligibil pentru acest drept decât atunci când împlinesc 65 de ani. Așa, e că, adevărat. Așa că nu pot să renunț la un drept pentru care nu sunt eligibil deocamdată. Da. Domnul deputat. Nu la puțin, dar dați-vă încă o frază. Am o rugăminte, opriți-vă un pic, domnul primar. Opriți-vă o secundă că deja am depășit timpul pe care îl aveam să iau publicitate, dar nu închideți că revin la dialogul dumneavoastră cu domnul deputat în 2-3 minute. Pentru că stați la telefon!